Salutare și bine ați venit la unboxing-ul uneia dintre cele mai așteptate telefoane din 2020. Este vorba despre Samsung Galaxy A51. Acesta este urmașul lui Samsung Galaxy A50, unul dintre cele mai iubite, dar și vândute telefoane din România. Aceasta este cutia telefonului. Nu este nimic deosebit. Seamănă destul de mult cu cea a lui Samsung Galaxy A70, însă mai important este ce vom găsi înăuntru. Să trecem la unboxing. Scoatem cuțitașul de unboxing. Aici avem telefonul. Și să vedem ce mai este în cutie. O cheiță pentru scos și băgat SIM-ul. În rest aici sunt doar niște hârtiuțe. Încărcătorul are 15W. Telefonul suportă încărcare rapidă. Avem cablul clasic USB tip C și o pereche de căști. Să lăsăm toate detaliile astea la o parte și să trecem la telefon. Telefonul arată foarte, foarte bine. Și are un gradient asimetric foarte fain pe spate. Culoarea, după cum se vede, este albă. Este un alb lucios. Care și asta arată foarte bine. Aranjamentul camerei, din fericire, este mai mic decât te-ai aștepta. Telefonul este destul de ușor. Se simte că este din plastic. Samsung știu că au numit materialul ăsta folosit Glastic, însă în traducere liberă este din plastic. Să-l deschidem. Am setat telefonul și între timp am făcut câteva poze, niște teste, așa că hai să vedem cum s-a descurcat. Voi începe cu designul, pentru că este cu siguranță unul din punctele forte. Nu spun prea des asta despre telefoane, dar A51 arată superb. Marginile sunt subțiri, iar camera frontală este ascunsă în această găurică din ecran. Au preluat găurica în ecran pe centru de la Note 10, dar spre surprinderea mea este mult mai mică decât al Note-ului și asta o face și mai discretă. Culoarea e faină, este un alb lucios care are niște linii ce reflectă lumina diferit. Nu prea am mai văzut asta în telefoane și îmi place, va ieși în evidență. Ce nu prea îmi place este faptul că Samsung continuă cu o construcție din plastic și ramă din plastic, chiar dacă se găsesc telefoane mult mai accesibile construite din sticlă. Știu, va veni eternul argument, dar plasticul nu se sparge ca sticla. Corect, dar sticla se simte mai bine în mână și plasticul se zgârie mult mai ușor. Adevăratul avantaj al construcției din plastic este că face telefonul mai ușor. La 7,9 mm grosime și doar 172 de grame, este foarte confortabil în mână. Eu unul n-am mai văzut telefon cu ecran de 6,55 atât de ușor și subțire. Și dacă am zis de ecran, pe lângă cei 6,55 este un AMOLED cu rezoluție Full HD. La prima vedere, mi se pare unul dintre cele mai bune display-uri pe care le vei găsi într-un telefon de buget mediu. Cât am fost afară, am observat că este și destul de luminos. Se poate vedea în soare puternic pe el. La ce display-uri au cei de la Samsung, era culmea ca tocmai la A51, probabil cel mai așteptat telefon al lor, să o dea în bară. Ce nu au făcut-o, este un display foarte bun. Nici la baterie nu cred că o vor da în bară. Samsung Galaxy A50 avea o baterie de 4000 mAh care ținea bine,
iar A51 vine tot cu 4000 mAh și un încărcător de 15W în cutie. Știu că A50 avea baterie bună și nu văd de ce A51 s-ar descurca altfel. Nu aș putea să mă pronunț acum, când abia am deschis cutia telefonului. După ce voi folosi câteva zile, voi reveni cu un review mai detaliat despre baterie și timp de încărcare. Teoretic, ar trebui să aibă un avantaj A51 pentru că vine cu One UI 2, Android 10 și un procesor mai eficient. Procesor care este cam același cu al lui A50. Samsung nu a oferit niciodată cea mai bună performanță în telefoanele lor accesibile și A51, din păcate, continuă această tradiție. În Antutu am obținut 180.000 de puncte. Ca o comparație, pe Xiaomi Mi A2, un telefon lansat acum aproape 2 ani și care costă în prezent sub 700 lei, folosit zi de zi mai bine de un an, am obținut peste 160.000 de puncte. Cu toate astea, lucru șocant este că, într-un joc ca PUBG foarte intens grafic, mi-a recomandat setări ridicate când l-am deschis și puteam selecta HDR cu Ultra sau Smooth cu frame rate-ul Extreme. Bine, la setările astea am avut lag și nu prea puteam să mă joc, dar cu frame rate-ul lăsat puțin mai potolit, am mers ok. Ăsta e un semn că Samsung lucrează mult la optimizarea jocurilor, dar dacă te interesează gaming-ul pe telefon, vei găsi alternative mult mai puternice pentru mai puțin bani. Ce mi s-a părut ciudat este că am observat lag prin meniul telefonului și mai ales în aplicația camerei. Sper că asta să fie de la One UI 2 și Android 10 care vin cu telefon. În general, când se trece la o versiune nouă a unui sistem de operare, mai apar erori și nicio companie nu e scutită de asta. Zilele astea A51 va fi telefonul meu principal, timp în care să văd dacă lagul persistă sau va fi eliminat printr-un update software. Pentru că, în rest, One UI mi se pare unul dintre cele mai faine sisteme de operare. Dacă în trecut dispozitivele Samsung nu prea primeau update-uri, mai ales cele de buget, sau sistemul de operare era destul de complicat de folosit, One UI este o îmbunătățire masivă. Este un Android 10 puternic modificat de Samsung și este umplut cu opțiuni de personalizare. În felul ăsta poți să-ți setezi telefonul fix cum vrei. Dar acum să vorbim despre probabil cea mai importantă caracteristică a acestui telefon. Camera. Avem pe spate 4 camere și aranjamentul lor este destul de controversat, asemănător cu al iPhone-ului. Partea bună e că, în realitate, e mai mic decât arată în poze și nu este ieșit în relief aproape deloc. Revenim la camere, avem una principală de 48 megapixeli, una cu un ultralar de 12 megapixeli, o cameră de 5 megapixeli pentru poze macro și un senzor de adâncime care va ajuta la fotografie tip portret sau focalizare live. Telefonul ăsta pare să fie centrat pe cameră și, față de Galaxy A50, pare o îmbunătățire destul de mare. Am făcut câteva poze și am rămas plăcut surprins. Focalizarea live taie destul de bine subiectul de fundal, culorile ies bine, chiar și când îndrepți telefonul spre soare. În plus, are un sistem de recunoaștere al scenei, care și-a dat seama când făceam poză la o pisică sau în soare. De obicei, luminează mai tare poza sau crește contrastul în funcție de situație. Camera pare să aibă potențial, o să mă mai joc cu ea zilele astea pentru o părere finală. O voi compara cu al lui Samsung Galaxy A70, telefon care momentan se poate găsi la un preț mai bun decât al lui Galaxy A51. Asta pentru că pe A51 am dat 1700 lei, varianta cu 128GB stocare și 4GB RAM. Prețul este mare momentan. Cine a avut Samsung știe strategia lor de a lansa telefoanele la suprapreț, iar peste câteva săptămâni să apară reduceri mari. Fix asta s-a întâmplat cu Galaxy A50, care a fost lansat pe la 1750 lei, dar a ajuns repede la 1300. Preț la care cred eu că se va domoli și A51. Strategia asta are sens din mai multe motive. În primul rând, persoanele entuziasmate de telefon îl vor cumpăra la suprapreț. În al doilea rând, atunci când va fi la prețul așteptat de 1300-1400 lei, va părea că este de fapt la super reducere. Strategia ajută și operatorii de telefonie mobilă, pentru că mai mult ca sigur, ăsta va fi unul din telefoanele vedete la abonament și asta va face oferta mai atractivă. Cu alte cuvinte, dai mai ușor 1400 lei pe un telefon când știi că e redus de la 1700, decât ai da pe același telefon la 1400 lei fără să fie la reducere.
Alte detalii legate de telefon ar fi că are senzor de amprentă în ecran, care nu e prea rapid, și recunoaștere facială care să compenseze pentru asta. Partea bună este că Samsung continuă să ofere mufă jack și suport pentru card de memorie în telefon și are chiar și NFC. Ca un scurt rezumat, Galaxy A51 este unul dintre cele mai frumoase telefoane medii și aduce unul dintre cele mai bune display-uri în acest buget. Nu m-ar fi deranjat o construcție din sticlă, dar telefonul compensează prin greutatea redusă și cât de confortabil se simte în mână. Am rămas plăcut impresionat de cameră și nu cred că va dezamăgi nici bateria. Vreau să testez mai mult procesorul și sper ca lagul să fie rezolvat pentru un update software. Părerea mea completă despre telefon o vei găsi zilele următoare la review. Tot ce fac, toate telefoanele pe care le cumpăr sunt din banii mei și nu primesc absolut nimic de la operatori sau companii. În felul ăsta am o părere obiectivă și nu mi-i pune nimeni ce să zic sau, mai important, ce să nu zic. M-ar ajuta mult susținerea ta prin abonarea la acest canal și aștept orice sugestii de îmbunătățire a videoclipurilor sau să-mi spui ce alte telefoane vrea să mai vezi. Ne vedem în videoclipuri următor. Să știi că n-am uitat de tine, Mickey Cridan. Felicitări că ai ghicit telefonul.